Bun, astăzi facem mujdei de usturoi, cum făcea bătrânul odată. De merge la orice, și la carne prăjită, și la cu mămăligă, și cu pește prăjit, și cu ce doriți, cu orice doriți merge. Am pisat vreo 7-8 căței de usturoi, da? Pun un praf de sare. Așa, și după aceea îl luăm la pisat. Eu prefer acum să îl drobesc cu făcălețul. Dacă vreți ceva mai ușor, mai simplu, aveți acest aparat de zdrobit usturoiul. N-am chef de el acum. Bun, am zdrobit și usturoiul cu făcălețul, da? M-am spus că facem exact cum făcea bunicii odată. Sau bătrân, un bătrân, da? Îi punem niște apă frumos, nu multă, că iară bate la ochi și nu iese bună, atât cât să fie, să meargă usturoiul, să fie și iute. Cam atât. Deci nu vă trebuie mult. Curățați usturoi după bunul plac, adică 5-6 căței de usturoi, o căpățână întreagă, 7-8, depinde câte persoane sunt la masă. L-ați pisat bine, bine. Ați adăugat și un praf de sare înainte. Și vă urez poftă bună la mujdeiul cu usturoi, cum făcea bătrânul odată.